O femeie din Suceava a fost preluată astăzi din Clinica de Chirurgie Plastică și Arsuri de la Spitalul Sfântul Spiridon pentru a fi transferată cu avionul SMURT la o clinică de arși din Viena. Pacienta, aflată în stare critică, cu șanse mici de supraviețuire, a suferit arsuri pe 60% din suprafața corpului. Femeia, în vârstă de 33 de ani, se află în comă indusă, fiind intubată și ventilată mecanic. Victima a suferit arsuri prin flacără de la benzină. Pacienta a fost transferată la aeroport de un echipaj SMURT.